avem. Bine, hai, ne vedem la sală. O să intre ilustrația cu voltaj peste ilustrația cu Liana. Da, care Liana duce la sală să ia bilete, să mai facă niște acreditări și să tragă cu urechea exact la ce oră se fac tragerile la sorți pentru ordinea de intrare în concurs. Bine, la noapte. Cut. Suntem la metrou. Avem legitimația, deci nu ne amendează nimeni pentru tot cu aceste legitimații. Circulăm gratuit în transportul în comun din Viena. Ne îndreptăm spre probele de sunet pentru că astăzi vrem să cântăm și pentru români în Eurovision Village, în fața primăriei, la ora 16:45. Civilizat, trebuie să stai pe partea dreaptă a scării rulante. Uitați, preasistul nostru este total necivilizat. Dar o să învețe. Avem și un domn care nu-i de cu noi, care e necivilizat. Îi civilizăm pe rând, așa. Și tu care filmezi, de ce stai în partea aia? Și sunt de la control. Dacă te prinde, ăștia ai încurcat-o. Păi amenziile nu-s ca la noi, sunt mai mari. Salut! Înainte de urcare pe scenă avem un ritual, bem o cafea, curăță mintea și trupul și tot, da. Și am plecat la cântare. Raise your hands and give a warm welcome to Romania! This is Voturile voastre, susținerea voastră și sâmbătă seara. Dacă mâine cerul ar fi prea plin de noi, dacă nicio rază nu m-ar atinge zor, tu ai fi motivul, tu ai fi motivul să pot, să pot să iau de la capă.
feel the energy from the public. Îmi place foarte mult să simt energia publicului. E atât de bine, e ca și cum te-ar îmbrățișa. E grozav. Salut, dragă Românie! Vă iubesc mult! It's a great honor for me, really. Este o onoare pentru mine să fiu aici. Career, really. It's a special, este încununarea carierei mele. Vreau să arăt Europei tradițiile, cultura și muzica specifice țării mele. Îmi place tot ceea ce se petrece cu mine la acest concurs. Sunt foarte fericită că am ajuns până aici. Toate experiențele prin care trec sunt absolut minunate. Sper să aduc puțină diversitate concursului. Băieților de la Voltaj, Viena e cu voi. Românii din Viena sunt cu voi și nu doar românii, pentru că noi mobilizăm mulți oameni aici. Și sâmbătă, Voltez 20. Hai, România! Mie mi se pare că semifinala a doua a fost mai puțin complicată decât prima. Mai multe țări bune în prima. Și cred că e nu doar părerea mea și a lui Călin, ci a celorlalți muzicieni din Voltaj. Urmează o noapte liniștită și o zi cu multe reflexii. Hai, România, voltează!